Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi aflăm dintr-un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea ce nu trebuie să facem în ziua de luni ca să ne meargă bine în timpul săptămânii. După un sfârșit de săptămână plăcut, adesea ne confruntăm cu lipsa de motivație de luni dimineață, când trebuie să revenim la activitățile de muncă. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei, ziua de luni a fost privită ca având o semnificație specială, generând o serie de superstiții și tradiții asociate cu această zi. Tradițional, se crede că deciziile pe care le iei în ziua de luni au o influență semnificativă asupra întregii săptămâni. Aceasta se datorează faptului că prima zi a săptămânii este considerată un moment crucial pentru a putea seta tonul și direcția pentru zilele ce urmează. Prin urmare, se recomandă ca în această zi să fii plin de energie, să iei decizii bune și să fii harnic. Abordarea cu privire la pozitivism a începutului săptămânii va avea un impact pozitiv asupra modului în care se desfășoară restul zilelor. Trebuie să fim atenți la alegerile noastre și să le facem cu încredere și determinare, întrucât se consideră că ele pot influența într-un mod benefic experiența noastră în următoarele zile. După cum îi merge cuiva în prima zi a săptămânii, așa îi va merge și în celelalte zile. Iar acea experiență, fie ea una pozitivă sau negativă, poate influența întregul parcurs al săptămânii, ba chiar al întregii luni. În plus, nu este bine să pleci în călătorie în ziua de luni, considerată a fi una nefavorabilă. De asemenea, se crede că o ploaie pornită în această zi va avea tendința să continue pe tot parcursul săptămânii. Există o serie de obiceiuri și superstiții care sugerează anumite acțiuni pe care ar fi de evitat să le facem în ziua de luni. 1. Nu dați nimic din casă sau din buzunar. Conform acestor tradiții, este recomandat să evitați să dați orice obiecte sau bani din casă sau din buzunar în ziua de luni. Se consideră că acest gest poate risipi norocul și poate aduce ghinion, în special dacă obiectele date sunt din locuința voastră. 2. Evitați tăierea părului, bărbieritul sau tăierea unghiilor. Se spune că gesturile de îngrijire personală, precum tăierea părului, bărbieritul sau tăierea unghiilor, nu ar trebui făcute în ziua de luni. Aceste activități ar fi asociate cu energia pozitivă pe care trebuie să o menținem în această zi pentru a nu risipi norocul. 3. Feriți-vă de oaspeții negativi. Este recomandat să nu primiți în casă persoane negative sau cu energie grea în ziua de luni. Se crede că oaspeții care aduc cu ei astfel de vibrații pot aduce sărăcie și necazuri în locuință. Se sugerează ca oaspeții de luni să fie buni și veseli pentru a atrage norocul și prosperitatea în casă. 4. Nu dați bani cu împrumut. Nu împrumutați bani sub nicio formă și încercați să cheltuiți cât mai puțin pentru a avea parte de prosperitate. Este un principiu întâlnit în multe culturi și tradiții referitor la gestionarea banilor și a resurselor financiare. 5. Nu luați bani cu împrumut. Prin a nu împrumuta bani, scăpați de riscul de a intra în datorii și de a vă confrunta cu presiunea financiară asociată cu rambursarea banilor. Datoriile pot crea stres și dificultăți financiare, iar evitarea lor poate contribui la menținerea unei situații financiare sănătoase. 6. Cheltuiți puțin. Prin obiceiul de a cheltui cât mai puțin, puteți gestiona mai eficient banii și vă puteți construi o bază financiară solidă. Limitând cheltuielile la strictul necesar, puteți economisi banii pentru viitor, investiții sau situații neprevăzute. Respectând aceste principii de gestionare a banilor, puteți atrage o energie pozitivă în viața voastră și vă puteți crea o stare de echilibru financiar care să vă aducă prosperitate și abundență pe termen lung. 7. Evitați certurile. Este recomandat să încercați să evitați certurile, supărările și invidia în ziua de luni. Se crede că sentimentele negative acumulate în această zi pot influența întreaga săptămână în sens negativ. Prin urmare, încercând să fiți pozitivi, să faceți bine și să rămâneți pașnici,
puteți atrage energii pozitive și armonie în viața voastră. 8. Nu călătoriți. Evitarea plecării în călătorii de orice fel în această zi este o altă practică prezentă în unele tradiții. Aceasta are legătură cu dorința de a fi precaut și de a evita potențialele pericole sau ghinioane legate de călătorii începute într-o zi considerată a fi greu de dus. 9. Rugați-vă la Dumnezeu să nu plouă. Ideea conform căreia o ploaie începută de luni nu se termină toată săptămâna, sugerează persistența condițiilor meteo nefavorabile și poate fi interpretată ca un simbol al dificultăților continue care pot apărea în cursul săptămânii. Iată în continuare o poveste interesantă. Într-un sat îndepărtat și plin de mister, locuitorii se întâlneau în jurul focului din mijlocul satului pentru a-și împărtăși întâmplările și legendele vremii. Printre acestea, o poveste a rămas în memoria lor, aducând cu sine puternice învățăminte despre persistența și provocările neîncetate ale vieții. Se spunea despre o veche profeție că în orice an când ploaia începea în ziua de luni, ea nu se va opri toată săptămâna. Oamenii asociau această credință cu o simbolistică misterioasă, interpretând persistența ploii ca un semn al dificultăților continue care pot apărea în calea lor de-a lungul săptămânii. Fiecare picătură de ploaie care cădea din cer era percepută ca un mesaj al cerului, avertizându-i pe oameni că drumul lor va fi presărat cu provocări și încercări. Cu toate acestea, locuitorii satului primiseră învățăminte din străbuni despre importanța de a face față greutăților cu dârzenie și de a nu renunța niciodată în fața adversităților. Ei izbuteau de fiecare dată prin rugăciune. Astfel, atunci când primii stropi de ploaie cădeau în ziua de luni, sătenii își încărcau inimile cu hotărâre, pregătindu-se să înfrunte furtuna care părea să nu se oprească niciodată. Însă, în adâncul sufletului lor, știau că chiar și cea mai puternică ploaie avea să se oprească în cele din urmă, aducând cu ea soarele și înnoirea, iar cerul își va lăsa lumina să strălucească din nou. Astfel, legendele satului continuau să amintească oamenilor că orice furtună, oricât de lungă și grea, va ceda în cele din urmă în fața puterii omului de a înfrunta provocările și de a găsi lumina chiar și în mijlocul celor mai întunecate momente. Așa că în miez de săptămână, când ploaia pornită la începutul săptămânii își continua căderea, oamenii priveau spre cer cu speranță și încredere, știind că soarele luminos își va face simțită prezența, aducând cu sine o nouă zi și o reconfirmare a trecerii neîncetate a obstacolelor, dar și a noirii și speranței care întotdeauna urmează după furtună. Dar haide să vedem în continuare ce este bine să facem sau să nu facem într-o zi de luni. 10. Practica evreiască. Evreii evită să dea sau să primească sume pe datorie în ziua de luni și să primească bani înainte de a oferi un serviciu sau de a face o achiziție. Aceasta este o tradiție ce are la bază respectul și responsabilitatea față de obligațiile financiare. De asemenea, ideea de a restitui banii împrumutați sâmbăta, în special în comunitățile evreiești, este conectată cu respectarea sabatului ca zi de odihnă și de reîncărcare spirituală. Prin restituirea împrumuturilor înainte de ziua de sâmbătă, persoanele abordează în mod conștient principiile legate de respectarea zilei de odihnă și de evitarea oricăror activități legate de tranzacții financiare în acea zi sacrală. Potrivit unor legende, într-un mic orășel din inima comunității evreiești, trăiau oamenii ale căror inimi băteau sub povara unor înțelegeri financiare înțelepte și responsabile. În acest colț de lume, ziua de luni era percepută cu o importanță deosebită, fiind considerată momentul în care respectul și responsabilitatea față de obligațiile financiare străluceau cel mai puternic. Se spunea că, potrivit tradiției evreiești, se evitau schimburile de sume pe datorie în ziua de luni ca un gest de prudență și înțelepciune. Această conviețuire cu normele strămoșești încurajează oamenii să fie cu picioarele pe pământ în chestiuni financiare,
să ofere servicii sau să facă achiziții cu bunele maniere ale responsabilității și integrității. Însă, mai mult decât atât, oamenii povestesc despre un alt obicei profund înrădăcinat în inimile celor ce trăiau în acel orășel binecuvântat. Restituirea banilor împrumutați înainte de sâmbătă este împodobită cu aurul respectului pentru ziua de odihnă, sabatul, care prescrie o liniște și o întrerupere a tranzacțiilor financiare în această zi sacră a săptămânii. Când un împrumut era acordat, inimile și mințile celor implicați se învârteau cu gratitudine și responsabilitate către ideea de a restitui banii înainte de sosirea sabatului. Și azi, ecourile acestei legende continuă să răsune în inimile și casele evreilor pe tot mapamondul, îndemnându-i să trăiască cu demnitate, responsabilitate și respect față de trecutul și tradițiile lor, precum și față de ziua sacră a sabatului, ce marchează un moment de conexiune cu divinul și de reîncărcare spirituală pentru sufletele lor. De asemenea, nu se îngroapă morții într-o zi de luni. În județul Vâlcea există o credință profund înrădăcinată în comunitatea locală. O legendă spune că îngroparea unui mort în ziua de luni atrage în mod inexplicabil moartea către cei rămași în viață. Locuitorii erau pătrunși de o teamă ancestrală și de o înțelegere profundă a legăturilor subtile dintre lumea celor vii și cea a strămoșilor trecuți în neființă. Fiecare înmormântare care avea loc într-o zi de luni părea să aducă cu sine un freamăt ciudat al destinului, subliniind fragilitatea firii și trecerea fără cruțare a timpului. Rudele și prietenii celui decedat priveau cu îngrijorare către cer, ca și cum întunericul zilei de luni aduceau adâncimea tristeții și a durerii care plana asupra lor. În paralel, la Tecuci, o altă credință fermecată își așterne pânza asupra căminelor și sufletelor oamenilor. O legendă spune că fiecare copil născut într-o zi de luni era binecuvântat cu noroc și destin lung și sănătos. Acești prunci se bucurau de o apreciere aparte din partea comunității, fiind priviți cu speranță și încredere că vor străluci ca stelele pe cerul nopții. Astfel, în inima acestor tradiții și credințe veșnic vii, se conturau două realități aparent opuse, dar interconectate subtil de filigranele destinului și ale credinței. În timp ce un murmur de amenințare părea să planeze asupra zilelor de luni la Vâlcea, în Tecuci, fiecare răsărit al lunii aducea cu sine promisiunea unui nou început și a unui viitor luminos pentru cei născuți în această zi magică. Așadar, în noaptea liniștită de luni, cele două regiuni păstrează în sufletele lor amintirea acestor credințe străvechi, când, ciuda aparențelor diferite, sub semnul misterului care guvernează viețile oamenilor și le leagă de trecutul și de viitorul lor, cu fire invizibile, dar puternice. În zilele de luni, conform anumitor tradiții și obiceiuri populare, există câteva aspecte de care este bine să ținem cont pentru a avea noroc, prosperitate și armonie în viață. 1. Post și muncă. Ziua de luni este considerată a fi potrivită pentru a fi cinstită prin post și prin muncă. Prin practicarea postului și prin implicarea în activități muncitorești sau productive, puteți să vă armonizați energia și să vă aduceți un aport pozitiv în viață și în comunitate. În Bucovina, o credință populară legată de ziua de luni se referă la femeile care nu au copii. Se crede că postul ținut în această zi joacă un rol benefic în îndeplinirea dorinței lor de a deveni mame. Conform acestei tradiții, femeile care doresc să aibă copii sunt încurajate să postească în ziua de luni, având credința că acest act de spiritualitate și devotament poate fi răsplătit cu binecuvântarea de a deveni mamă. Potrivit legendelor, de mult, în inima Bucovinei, trăia o tânără frumoasă și bună, ale cărei lacrimi pârjolitoare izvorau din dorința fierbinte de a cunoaște dulcea adiere a maternității. Fiecare suflare îi era tăiată de neputința de a aduce pe lume un suflet care să-i umple casa cu râsete și cântece de bucurie. Noaptea, sub cerul străbătut de stele, ea își rostea rugăciunile cu voce tremurândă și inima strânsă,
implorând în tăcere mila divină. În satul ei răsunau povești despre ziua de luni, când îngerii coboară pe pământ să asculte inimile umane și să împlinească dorințele chinuite. Femeile fără copii știau că postul, păzit cu sfințenie în această zi, avea puterea de a deschide porțile cerului și de a atrage binecuvântarea dorită. Astfel, tânăra și-a început răbdătoarele posturi, dedicându-se cu toată ființa ei acestui act de credință și devotament. Zilele treceau ca frunzele toamnei, iar femeia continua să se roage și să postească în fiecare luni, speranța și credința crescând în ea ca un râu adânc ce își croiește drum printre munți. Ploile și soarele își împleteau dansul peste câmpiile Bucovinei, iar inima ei răbdătoare bătea cu putere în pieptul său fragil. Într-o noapte de lună plină, un vis senin i-a luminat sufletul. În vis, un înger blând și luminos i-a șoptit cuvinte de mângâiere și i-a șters lacrimile, promițându-i că dorința sa va fi îndeplinită. Dimineața, femeia s-a trezit cu inima plină de bucurie și nădejde. Și minunea s-a petrecut. În curând, casa ei s-a umplut de zâmbete de copii, de râsete de cristal și zgomot de pași ușori. Femeia, acum mamă, a știut că rugăciunile și posturile ei de luni au fost ascultate și răsplătite în chip minunat. Astfel, povestea femeii care a devenit mamă datorită credinței și postului ținut în ziua de luni a devenit o legendă ce a străbătut veacurile, aducând lumină și speranță inimilor însetate de miracole. 2. Respectați tradițiile și obiceiurile cu mare respect. Unele obiceiuri, precum sfințirea locuinței, a familiei sau a animalelor de către preoți în ziua de luni, sau respectarea unor interdicții legate de numărarea sau adunarea ouălor din cuibarul găinilor, pentru ca găinile să continue să se ouă în acel loc, sau flăcăul care se îmbaie lunea riscă să nu se mai însoare niciodată, în mediul rural pânza pentru albiturii se croiește luni, pentru ca cel care o poartă să aibă viață îndelungată, de asemenea este bine ca înțărcarea copiilor să se facă tot într-o zi de luni. 3. Ziua Sfinților. În județul Neamț, tradiția locală consideră ziua de luni drept ziua Sfinților Îngeri, Sfinții Mihail și Gavril. Se crede că postul ținut în această zi avea un impact special asupra acțiunilor acestor sfinți și că îi determina să abordeze sufletele credincioșilor cu mai multă milă și compasiune după moarte, în loc de furie sau judecată aspră. Respectarea postului în ziua de luni este percepută ca un mod prin care credincioșii pot câștiga bunăvoința și sprijinul acestor sfinți în contextul mântuirilor spirituale. O altă legendă spune că în veacuri de mult apuse, în inima județului Neamț, trăia o comunitate înconjurată de păduri seculare și dealuri mărețe, unde vântul își cânta cântecul său veșnic. O credință străveche veghea asupra locului, aducând cu sine povestea zilei de luni, considerată sacră pentru sfinții îngeri Mihail și Gavril. Se spunea că în fiecare zi de luni, ulițele sătucului se umpleau de tăcere solemnă, iar inimile credincioșilor băteau la unison cu puterea acestei zile deosebite. Postul ținut într-o zi de luni era o tradiție adânc înrădăcinată, căci se credea că acțiunile sfinților îngeri erau influențate de smerita abstinență a credincioșilor. Plini de milă și compasiune, sfinții Mihail și Gavril priveau cu ochii blânzi sufletele celor care străbăteau viața cu credință și devotament. Într-una dintre aceste zile de luni, un sătean smerit pe nume Ion și-a întâlnit soarta în biserică, întrebându-se cu inima deschisă cum ar putea câștiga mila sfinților în fața greutăților vieții sale. Ascultând veștile străvechi, Ion a ales să urmeze tradiția postului de luni, implorând ajutorul ceresc pentru a se elibera de povara necazurilor. În fiecare zi de luni, postul și rugăciunile sale s-au ridicat ca un fum alb spre cer, călăuzindu-i pașii în umbra sfinților. Într-o noapte înstelată, Mihail și Gavril i s-au arătat în vis, împărțindu-i zâmbete de încurajare,
și promițându-i că sufletul său va călători către lumină cu aripile milostive ale sfințeniei lor. Și așa s-a și întâmplat. La sfârșitul vieții pământești, Ion a fost luat în mila îngerilor cu o tandrețe care ar fi topit inima cea mai rece. Legenda postului de luni și a milostivirii sfinților îngeri a rămas veșnică în sufletele locuitorilor din neamț, amintindu-le că puterea credinței și a postului poate aduce lumină și alinare chiar și în cele mai întunecate clipe ale existenței. Toate aceste obiceiuri sunt considerate a fi moduri prin care se aduce noroc, sănătate, frumusețe și bunăstare în gospodărie. Aceste recomandări reflectă tradițiile și convingerile populare legate de ziua de luni și de importanța menținerii unui echilibru energetic pozitiv în această zi pentru a asigura o săptămână plină de noroc și bunăstare. Chiar dacă pot părea superstiții sau mituri pentru unii, ele pot avea o importanță culturală și spirituală pentru cei care le respectă, contribuind la un cadru simbolic și ritualistic ce conferă sens și coeziune comunității. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumim ca de obicei pentru că ați fost alături de noi și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pe curând!